După ce ai ales camera potrivită pentru tine, încep să devii foarte tentat să-ți și alte obiective și, crede-mă, Că știu cum e. Zilele trecute chiar mă uitam pe site-ul F64 la câteva obiective Canon și mi-am zis ce ar fi să fac un clip despre obiective cu focale diferite, mai exact să aleg 3 obiective pentru nevoi, dar și bugete diferite, să-ți dau câteva idei la ce ai putea să le folosești și m-am gândit să ating puțin și fotografia de portret și să-ți arăt câteva exemple de diferite focale pe care le-am folosit atunci când am pozat. Am ales așa, uh, Canon 10-18 mm cu o diafragmă de la 4.5 la 5.6 care se potrivește la fix cu o cameră care are un senzor crop, așa că l-am combinat cu un Canon 80D. Apoi am ales un 35 de mm f1.8, o focală fixă cu montură RF care se potrivește cu un Canon EOS R și am mai ales un 70-300 mm de la f4 la 5.6 cu montură EF compatibil cu un mirrorless full frame. Asta înseamnă că îl pot monta pe un Canon EOS R împreună cu adaptorul de la Canon care vine în pachet atunci când cumper camera. Și ca să fiu și mai clar decât atât, da, aș fi putut monta chiar și obiectivul de 10-18 mm pe EOS R, însă fiind un obiectiv pentru camere crop, aș fi fost limitat la o rezoluție de 12 MP în timpul fotografierii, așa că l-am pus pe un 80D ca să beneficiez de o rezoluție mai mare. Și hai să începem cu 10-18 mm montat pe un Canon 80D, o cameră cu un crop de 1.6x. Asta înseamnă că este echivalentul unui obiectiv full frame de 16-28 mm, adică un obiectiv cu un unghi mare de acoperire. Un obiectiv wide care îți oferă și puțin zoom în caz că ai nevoie. Obiectivele wide sunt folosite în general pentru fotografia de peisaj, fotografie de stradă, în timpul concertelor și chiar și pentru portrete. Însă, la portrete trebuie să avem Mare grijă pentru că aceste obiective deformează. Alungesc imaginea cu cât plasăm subiectul mai spre extremitățile cadrului. Când pozăm obiecte, să zicem că nu ar fi o mare problemă, dar când pozăm oameni, este puțin mai delicat. Din acest motiv, este indicat să păstrăm zona capului. Undeva mai în centrul imaginii noastre, pentru că în acea zonă deformarea este minimă. În general, folosim un obiectiv wide atunci când vrem să surprindem cât mai mult din împrejurim, dar bineînțeles, putem folosi aceste obiective și pentru moduri mai creative, pozând din unghiuri mai neobișnuite, ca să zic așa, chiar și oameni. Cu un obiectiv wide putem poza și încăperi sau clădiri care vor părea mult mai mari decât în realitate, dar și aici trebuie să avem grijă la următorul aspect: să păstrăm pe cât posibil linii perpendicular față de nivelul solului. Iar acest lucru îl putem obține doar dacă obiectivul este paralel cu solul. Cel mai simplu folosim un trepied cu bulă de nivel sau putem poza chiar și din mână și în cazul în care clădirile sunt puțin deformate, le corectăm în postprocesare, așa cum v-am mai arătat într-un tutorial, într-un episod precedent cu sfaturi pentru editări mai bune. O să găsiți un link către acel clip în descriere. Trec mai departe acum la obiectivul fix de 35mm de f1.8. Este de fapt obiectivul cu care mă filmez chiar acum. Este un obiectiv cu o diafragmă ce ne permite să obținem un fundal mai blurat dacă dorim, asta bineînțeles depinde și cât de aproape este subiectul pe care îl fotografiem. Îmi place la nebunie această focală, atât pentru portrete, cât și pentru fotografii de orice fel, pentru că este o focală nu atât de wide, dar nici prea zoomată, așa încât mulți fotografi pasionați de fotografia stradală optează pentru această focală de 35 de mm. Trebuie să fim atenți însă și în cazul acestui obiectiv, atunci când pozăm oameni, să-i menținem mai spre centrul cadrului, ca să nu le deformăm capul sau corpul, sau îi putem poza mai de la distanță și atunci nu vom întâmpina probleme de acest gen. Cu un obiectiv de 35 de mm putem să facem fotografii de călătorie, fotografii de lifestyle sau, în cazul acestui 35 de mm RF, și fotografii macro. Deci ne putem apropia de plante, de obiecte mai mici, păstrând diafragma de F1.8 pentru un fundal blurat, dar și pentru stabilizare de imagine direct din obiectiv. Și de fapt, toate trei obiectivele despre care vorbesc astăzi au stabilizare inclusă. Deci un mare plus, în special când vrem să pozăm din mână cu acest 70-300 de mm, tot de la Canon. Stabilizarea este foarte importantă în acest caz pentru că ne scutește de un trepied. Cam așa arată un portret făcut la 100 de mm f4.5, iar aici o altă imagine făcută la 300 de mm f5.6 cu acest obiectiv 70-300 de mm. Hai să vedem acum o comparație de focale pentru același tip de portret. Ca să vedeți mai bine diferențele, afișez pe ecran 8 poze, făcute la 10, 18, 35, 70, 100, 135, 200 și 300 de mm. Se poate observa foarte clar faptul că atunci când pozăm wide, obiectele și planurile par mult mai distanțate între ele și apar mici deformări, iar pe măsură ce ne apropiem de 300 de mm, Planurile se compresează și par foarte apropiate unele față de altele. De asemenea, Portretele nu mai sunt deformate începând deja cu focala de 70 de mm, deci ne putem plasa subiectele cam oriunde în cadru, respectând bineînțeles și regulile de compoziție. Acest 70 după cum am menționat mai devreme, începe ca și diafragmă minimă de la f4 și se termină la un f5.6. Dar, având în vedere faptul că dispune de un zoom considerabil, putem obține un fundal blurat, fără probleme când pozăm chiar și de la 20-30 de metri distanță față de subiectul nostru. Iar când fotografiem în natură cu acest obiectiv, este o adevărată plăcere. Putem obține cadre speciale pentru că zoomul de 300 de mm ne permite chiar și apropierea de animale sau de păsări fără să le speriem. Și acum pe scurt ca să recapitulăm. Dacă pozăm white, trebuie să fim atenți la deformări și la cât de paralel ținem camera față de sol atunci când pozăm interioare sau clădiri. Dacă pozăm cu 35 de mm, vom putea poza atât oameni, obiecte și chiar peisaje, pentru că obiectivul are deschiderea ideală, are unghiul ideal. Acest 35 de mm F1.8 este de fapt și obiectivul meu preferat momentan. Iar dacă vrem să obținem acea compresie între planuri și să scăpăm de deformări, trecem bineînțeles la un tele, la un 70-300 de exemplu, cu care putem obține și un fundal blurat, dar ne și putem apropia de animale sau anumite zone din natură, profitând de faptul că avem un zoom destul de mare. Trebuie să avem în vedere mereu că obiectivul pe care îl alegem pentru o anumită ședință foto va influența direct aspectul acelor fotografii la final. Este foarte important și este de recomandat să experimentați în general cu cât mai multe lentile, cu cât mai multe focale. Dacă aveți posibilitatea să testați obiective, faceți lucrul ăsta pentru că asta vă va ajuta pe viitor să vă hotărâți mult mai simplu și mult mai ușor în ce lentilă vreți să investiți. Spargeți frumos pușculița, luați toți banii și vă duceți la F64 și vă luați cele mai tari lentile. Detalii despre aceste obiective din clipul de astăzi găsești sub butonul de like. Eu sunt Cristi, nu uita să dai un subscribe la canalul F64 ca să fii la curent cu tot ce mișcă în materie de fotovideo și ne vedem data viitoare.